Obiceiurile de iarnă în Maramureș sunt foarte bine reprezentate, oferind turiștilor un adevărat spectacol prin bogăția ritualurilor, a costumelor populare, a repuzitei specifice, toate acestea fiind păstrate foarte aproape de forma autentică. Tot în ajunul Crăciunului, în satele din Maramureș, primii care pleacă la colindat sunt copiii. Cu trestuțe de lagăt, aceștia merg pe la case ca să anunțe marele eveniment care se va produce, iar în schimbul colindei lor se obișnuiește să se ofere colaci, nuci sau mere. Se umblă cu steaua sau cu capra, al cărei joc, omorârea, bucirea, înmormântarea, învierea, la origine, a fost o ceremonie gravă. Copiii își confecționează din timp obiectele necesare, improvizând cu ce găsesc prin sertarele mamelor, mai ales că steaua cu care se merge la colindați trebuie să fie neapărat strălucitoare, iar capra cât mai înzorzonată și gălăgioasă. În seara de Crăciun până la anul nou, fetele care doresc să-și cunoască viitorul lor rustic, iau puțină mâncare și o pun într-o ocică. Apoi, în seara de anul nou, înconjoară casa de 9 ori, iar la noua oară, ducându-se pe fereastră, bucă cel sortit din timp în ocică. Biflaimul, după sfârșitul liturgiei din 25 decembrie, bărbații trebuie să joace Biflaimul. Este o piesă de teatru popular ce reprezintă primele zile din viața lui Isus. În piesă apar toate personajele care au legătură cu momentul nașterii Domnului. În fața bisericii, fiecare trebuie să-și cunoască bine rolul. Chiar și după sute de ani, acest obicei este respectat cu strictețe de maramureșeni. Biflaimul este punctul culminant al Crăciunului, aici se adună tot satul și își arată fiecare devotamentul față de cele sfinte. Biflaimul face parte din tradiții de Crăciun în Maramureș. Teatrul Porcului, un obicei care este în continuare extrem de important, și deloc neglijat în zona Maramureșului. Sacrificarea porcului se făcea înainte într-o anumită zi, cea de Ignat, și în zorii zilei. Chiar dacă data nu se mai respectă, se păstrează încă o serie întreagă de ritualuri care au menirea să asigure sănătatea și prosperitatea în familie din anul nou. Astfel, porcul nu trebuie văitat și activitățile din timpul verii trebuie să fie însoțite de voie bună și de urări. Maramureșul îngrobează toată viața rurală, obiceiurile și modul de viață al țăranului român. Orice trecător, musafir sau turist, are oportunitatea de a face un pas înapoi în timp și de a fi martorul unei vieți simple. Mulțumesc! Și noi mulțumim din Ion Ivada. Titiu, l-am ales cu Omara Rubincușa, pornit de la spusa Rubincușa. Era foarte la cor în tot ce spunea. Regat de ansamblul de la Rubincușa, spune următorul. Nici nu vă dați seama ce vă las eu aici. A fost o premoniție. Acum eu nu se crede să abordez o asemenea temă. S-au scris sute de cărți, mii de articole. Dar cred că e de datoria mea să vă împărtășesc ceva din bucuria care am trăit-o cam cu 40 de ani în urmă, cu regretatul doctor Poc Victor, era o persoană din altă zona țării și ne-a prezentat colecția lui de cercetare care se găsește în muzeul din Sibiu. Și cu atâta bucurie că mai poate să-și aducă aminte, îmi prezenta pe cercetarul din Roda de Jos. Eu sunt un din acolo. Pe cercetarul acela din Roda de Jos, poate îl vedem imediat. Era bucuria lui de a-mi spune, vezi, asta e elementul coloan. Noi toată lumea știu că elementul coloan e din timpul, e mărgea la cele două piramide, trunchiuri de piramide, unte pe partea mare. Da? Se pare că elementul de bază e acela. Elementul de bază este clepsidra. Cele două trunchiuri de piramide sunt unite pe baza mică. El ne avertizează Brâncuș de lucrul acesta, punând lângă poarta sărutului niște scaune, astea sunt, dar dacă mergem un pic la detaliu, sau la celelalte, ne vedem că acea vertebra este elementul ei de bază. Până acum s-au scris și de regulă lucrările toate din străinătate sub un singur aspect, s-a absolutizat idealul estetic numai, idealul filozofic. Dar abordarea, din punct de vedere estetic, am întâlnit-o doar în două lucrări. Unul Petre Pandrea, care povestește de ceva și de luat în seama. Ansamblul de la Târgu Jiu
cele trei lucrări terminate, inaugurat în 38, el aluminează brâncuși pe aleea de 1,7 km, dar exact la jumătate distanță, la mijlocul drumului, se găsea din 1927 Biserica Sfinților Apostoli, Petru și Pavel. El și-o aluminează în față de asta, singurul Petru Pantea care povestește nu de trilogia, ci de cele patru lucrări. Dacă analizăm un pic aspectul sacralității în opera, poate de rol, mai departe, aspectul sacralității în opera de artă brâncușiană, urmărim, de exemplu, scaunele puse pe alei. Cred că Brâncuș s-ar supăra acum, dacă le-ar vedea acum. M-am documentat și au fost puse exact lângă Porta Sărutului, acolo. Eu vreau să zic, pe Porta Sărutului, nu-i altceva, nu altul acela de vinit. Porta Sărutului, așa cum a fost întrebat Brâncuș. Ce reprezintă acea poartă? Păi are, unde, sau unde duce acea poartă? Te duce din punct. Din punct de gândit la două aspecte. Ori poate fi buza Mormântului, ori poate fi biserica care te duce la cealaltă lume, la lumea de timp. Și argumentul meu este următorul. Dacă se uităm partea de sus, tot ansamblul de la Târgu Jiu are un singur simbol. Singurul simbol este sărutul din 1907. Acela. E singur, care îl găsesc peste tot. E reluat în fiecare din lucrările acestea. Sărutul din 1907. Îl găsim transformat în sărutul din 1000, din Mont Parnas, pe din Utoriu de sus. Ușor incizat numai pe partea de sus. De ce ușor incizat și accentuat, lăsați-l acela, accentuat pe stâlpii porți, acela sărut, el și ea, perechea, familia în devenire. Brâncuș tot timpul a avut una din temele lui predilecte, așa ceva, el și ea. Pe partea de sus este ușor incizat, ne duce cu gândul la hora nelipsită în orice biserică bizantină, hora îngerilor de partea de sus. E o părere a mea, cum am văzut. Ce sunt scaunele acelea de jur împrejur? Pe scaunele de jur împrejur sunt nuntașii. Sunt nuntașii nunții. Taina aceasta a nunții l-a observat de fiecare dată. Și revin acum cu următorul argument. Brâncuș reprezenta pe Adam ca o coloană de deasupra lui o arhitravă care era la greutatea lumii. În 1920, lucrarea Adam și Eva, la Google, e colonă, Eva, înșiruirea de semințe. Dacă ne uităm jumătatea aceea și cu cealaltă jumătate, care se atrag reciproc, nu scoanele de care ne-am glumit noi, sunt el și ea trecut, unul prin celălalt, unii sunt parte de mine. De ce? Să puteți lucrul acesta. La masa tăcerii vine Brâncuș și se infurie pe meșterul Alexandrescu, și spune ce a spus astea lângă masă. Credeți că e masa de pomană? Să se pună mult mai departe. Mult mai departe nu putea reprezenta mai bine lumea, materialitatea, orizontalitatea, teluricul, decât acea masă prima, care este destinată pentru a doua roată de sus și scaunele de jur împrejur, care după mine sunt semințile puse în orare în lumea materială. Dacă ne ducem, dacă stăm acolo la masa tăcerii, deasupra porții sărutului, prin crucea bisericii, să vede exact vârful coloanei. Exact acele elemente a scaunelor, numai, sunt scaunele cu bază împătrată, le întâlnim în jurul porții sărutului și tot acele subvertebre formează coloana cerului, așa numit. Nu. Așa a fost numai denumirea lui Brâncuș. Înainte de coloana recunoștinței, fără sfârșit,
pentru eroii neamului subținut sau jertfită. E comanda cerului, e o înșiruire de familie, una peste alta. Și ne avertizează Brâncuș că partea de sus se termină cu bază mare, e o placă de fier prinsă cu patru șuruburi, noi suntem tentați să credem, sau cel puțin eu așa desemn, tot ca și eu, așa desemn cu majoritate. Vârful țugurat, ca acoperișul case, ca vârful obeliscului. Nu! Vârful este acela de evanzat. Vârful este Adam, cel de sus. De data aceasta, ne avertizează cu așa ceva prin scaunele puse pe jur împrejurul acesta. Acum, dacă mergem mai departe cu raționamentul acesta, cred că nu putem să nu băgăm în seamă că cele 16 module, indiferent cum le luăm, verde, așa, sau mărgele, cu partea de jos un pic mai lată, 16 și un pic, nu cred că e numai din punct de vedere estetic, cred că nu poate contesta nimeni că cele 16 și ceva nu sunt cele 16 secole de la. Păi, 16 secole dat în urmă din 1938, dăm exact peste anul 313. Deci a fost edictul de la Mediolan. Susțin eu așa ceva. N-am citit în alte până, dar așa. Spațiul de dincolo. Sunt toate argumentele să credem că Gâncuș e cel care reprezintă timpul, etericul, în opoziție cu teoricul Mese, indefinit. Dacă ne uităm în dicționar, la ora actuală, scrie prima definiție din dicționar, timpul este eteomotiv, nedefinit. Nemărginit. Sunt toate atributele divinității. Ba mai mult, dacă privim coloana aceea, trasate pe muchile fiecărui romboid linii, obținem rădăcinile arborilor adamic în urcare sau invers. Pe partea de jos, fâlfâirile de aripi a sufletelor ridicate la cer. E imposibil să putem nega aspectul acesta profund religios a coloanei infinitului. Și a tuturor operilor. De ce? Păi uitați-vă de ce. În perioada regimului trecut, atât, nici nu s-a putut vorbi, n-a fost nimeni care să abordeze problema aceasta. La ora actuală e prea fascinantă. Fiecare, pentru fiecare e surprinzătoră, nu mai este. Mai are ceva de spus la acel post. Și întreaga sa. E fascinantă și nu au abordat-o. Eu s-o gătesc lucrul acesta. Cei care au abordat-o, au abordat-o, cum vă spuneam, numai prin latura aceasta estetică, dar Brâncuș, toată viața lui a fost nelipsit de la biserică. Povestește cum dus de mânuță de mama peste deanul la Tismana, ulterior în copilărie cântă la Madonna Tudu, la Biserica Barbovin, la Paris, au ajuns un paracrisier, îmbracă haina, stiharul de tipul diacon și în clipa trecerii dincolo a rămas un om profund religios. Petru Pan Drea, l-am amintit, mă scuzați, Peter Neagoie, prietenul din copilărie. Are cartea, probabil mult dintre dumneavoastră ați citit-o, care jumătate din ele sunt puse cu ghilimele, citatele din discuțiile directe cu Brâncuș la Paris, titlul cărții este Sfântul din Montparnasse. Și asta ne-a dat de gândit lucrul acesta. Am încercat să fac legăturile acestea și am dat de lucruri din surprinzător de adevărat. Sunt convins că acele vertebre nu reprezintă, decât el și ea, familia în devenire, ar fi multe, multe de scuze, să vă plictisesc cu astea, am argumentele trecute
ca pe unul frate. Vă spui câteva poze în geam, eu vă mulțumesc frumos. Asta e ultima comunicare. Am vrea să vă spun celor care nu știți că opinentul vostru, cel care a prezentat comunicarea aceasta foarte interesantă, este profesor de fizică. Subliniez. Asta nu înseamnă că cele patru elemente cosmice despre care ne-a vorbit, apa, foc, pământul și aerul, nu aparțin masoneriei, domnule coleg. Masonerie universală. Da, asta, cum spunea Brâncuș, otrușoz. Vreau să vă aduc aminte, sau cei care nu știți, să vă spun că în anii 70, nu mai rețin exact, 72, dacă nu mă înșel, sau 73, era proaspăt deschis Muzeul Etnografic în forma pe care o vedeți și astăzi. Deschis în 1981-26 decembrie. Deci, în această formă, în 71-26 decembrie. În structura Muzeului Etnografic, așa cum este, cei care aveți timp de trece bine să vedeți, am făcut o expoziție extraordinară, uluitoare, pentru care am primit bobârnace, blesteme, nu știu câte lucruri negative din partea tuturor și sancțiuni foarte dure din partea șefilor de atunci. O expoziție a lui Mihai Oros, majoritatea dintre noi știm cine a fost Mihai Oros, cu opera lui integrată în contextul expoziției etnografice. Pornind de la premisa că majoritatea lucrărilor lui Oros, dacă nu chiar toate, erau inspirate ca și opera lui Brâncuș din tradiția noastră românească. Cu acea ocazie, și cu asta am și încheiat, s-a lansat o carte specială acolo, în Muzeul Etnografic, cu o participare deosebită, absolut deosebită. Cartea se numește Păsările lui Brâncuș. Și a apărut în colecție specială, dacă vă amintiți, o colecție specială și foarte pretențioasă, numai pentru vremea ce a rămas și pentru zilele noastre. Cartea este scrisă de o evreică, de origine greacă, cu studii inclusiv doctorale în Franța și trăind în Statele Unite. Și ea se numește Adela Saca. Unul din exegeții lui Brâncuș și care a deschis perspective pentru foarte mulți cercetători care au scris în continuare despre Brâncuș. Ar merita să reluăm această temă într-o discuție poate mai restrânsă la o cafea bună și într-un spațiu mai călduros. Ok. Mi-am adus aminte de cartea cu titlul acesta, pentru că pe unul din stâlpi din sala coloanelor, cum am botezat-o, din Muzeul Etnografic la etaj, deci unde se prezenta stâlpul de porți, pe un arbore al vieții, în ghilimele spun, deci un trunchi de arbore care este figurat printr-o spirală, printr-o funie răsucită, cu o finalizare fitomorfă, o frunză de stejar, deasupra stă un cocoș. Un cocoș superb, stilizat în maniera brâncușiană. Mai gândiți-vă un pic și o să găsiți și alte conotații, inclusiv sexuale și de altă natură. Da, mă știu, de să unitul poate veni în jocul singur. S-a scris poate mitologii profane sau simbolică despre mitologie. Parcă v-aș propune arături în ogorul sacru al Sfântului. Doamna vine parcă din Sălaj, una din rădăcinile mele. Am amintiri înspăimântătoare de Zălau, printre altele. La seziunea de la Bădăcini am fost într-o cameră
cu domnul Bulai, nume tătar, portarul muzeului de la Soroca, să-l auziți când vorbește, cum curge din el înțelepciunea de negrăit. Firește face și greșeli, mi-a dat mie o gramotă de înnobilat al cetății Soroca. Singura cetate care încă mai este în spațiul nostru. Am făcut o lucrare la Chișinău, Cetăți Nistrene, Patrimonium Europe, Patrimonium Mundi. Sigur, asta e o treabă profesorală, dar parcă ar merita chiar făcută. Zălău, eu vin din Asuaj, țara Codrului, cu mașina zero să lași, doamnă, în 7 septembrie vine unchiul meu din Zălău, funcționar, însoțit de rezidentul regal, că asta era mașina rezidențială, și asta a fost ghilotina de la Viena, care de fapt brusc mi-a marcat mie copilăria. Brâncuș nu există. E în mine. Păi statuia aia urâtă de metal, din piese de metal, s-a făcut în atelierul ACP de la Petroșan. Și tatăl meu îi spune, Jorico, nu am acum timp, că trebuie să merg la ACP. Și am spus, dar nu ești om dacă nu mai ai și pe mine. M-a luat. Firește că n-am înțeles nimic, recte am înțeles totul. Și trebuie lua oare la metalurgia aia. N-am înțeles nimic. Nici în familia mea și în mediul ăla nu era o rezonanță asupra esențialității brâncușene. În anul 50, în vară, m-am dus să văd ce aia facultatea de fizică de la București. Filozofia nu se putea face, era începutul oficial al perioadei staliniste și am spus, facem ce e mai greu și ce nu așa și mergem la fizică. Dar să prospectez puțin terenul. Și le-am spus la bunul meu prieten și băiatul Popii din Curtișoara, un oraș antologic, uite, îți fac o viză, cu drag. Mă duc de la Petroșan pe absolut fantastica europeană cale a Jiului, care trebuie să fie muzeu de talie mondială din vivum, în mod normal. Și ajung la Bumbești, podul ăla mare al lui Constantinescu, tehnica supersonică, și la Bumbești vine Curelea și spun, nu te pot primi pe tatăl meu la arestat. Am îndepărtat de el și m-am dus în Târgu Jiu, unde mai fusese. Am văzut parcul ăla, n-am înțeles, dar am simțit că e ceva transfigurant, așa cum e seara dinainte de Crăciun. Și dacă vrei, asta este concretizarea sau exemplu dialectic a stării sublimului. N-am înțeles, dar am avut sentimentul ăsta. Iar când privește coloana infinitului și structurile octaedrice, păi asta e clasa poligoanelor perfecte, corpurile perfecte, o cuantificare a naturii, sau ar spune părintele un semn al lui Dumnezeu. Dacă vreți, e același lucru la portatură. Iar cât privește Brâncuș, mi-a acordat azil în stația de metro, în față cu monstruozitatea de Centre Pompidou, care e o idee, și stația aceea este Brâncuș, este și un loc în care te poți așeza. Stau câte o oră. Unde? Nu în Paris. În Paris, în...
Și acum vă mulțumesc pentru toate. Tot ce faceți este dat undeva de la Dumnezeu. Este în fond o saturnalie sau o sărbătoare a timpului, a trecerii, a efemerității noastre, poate a mântuirii pentru cei care cred, nefericit pentru cei care nu cred. Timpul e dat de fizică, de natură, dar însufletirea timpului o face vremelnicia omenească. Și eu mă despart de vremelnicia asta spunându-mă: umblă vremea, cerevamă, vremea, o fi hrușcă, o fi meică, o fi damă, umblă vremea, cerevamă. De noi pui loc scump în cană, nu-mi pui un loc scump în cană. Ea nu spune asta. Și cu ochii orbi te acă, te cată, patru găuri dintr-o dată, cele trei de pierduți cardinale și forța de a te cugeta, credință sau credință. Patru găuri dintr-o dată, sorți în tine, vise, Ana, viața, Ana lui Manole, sorți în tine, vise, vise, Ana, sufletul ți-l face rana. Și îi pun în aicană vis din tâi, fără prihană, eu, muritorul eternității, să-i fie în veci pomană. Aș fi vrut, de fapt, să închei apoteotic acest impozion, dar Domnul Socolul mi-a curat startul. Nu cred că mai am ce să spun. Bașca, să nu vă spun că aveam o lucrare etnografică în care vreau să vă vorbesc despre sarmale. Sarmale. Păi cum să vorbești despre sarmale după un asemenea discurs și după Brâncuș? Vă rog să-mi permiteți să amân lucrarea pentru anul viitor, când mă voi strădui să mă încadrez și să modest la secțiunea mea cu sarmale, cu colindar, cu traiște, cu mușcoarea. Aducem vară. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi până la sfârșit și cred că ne-am câștigat cu toții prisosind în cina la care vreau să mă răspund pe dumneavoastră, sper să avem sarmale. Vă mulțumesc!